fie că vorbim despre ordine publică, prevenirea criminalității, circulație și, de ce nu, transparență. Poliția Giurgiuveană este aici. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei din această seară. Un invitat nou, pot să spun, față de alți trei invitați cu care v-ați mai întâlnit, dar am să încep prezentările cu domnul comisar șef Stelian Bătrânache, șeful Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității a Poliției Județene Giurgiu. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră giurgiuveni și un sincer la mulți ani, pentru că suntem la prima emisiune din 2016. Se impunea. Alături de noi în această seară, domnul inspector principal Marian Bratu, șeful Serviciului de Ordine Publică IPJ Giurgiu. Bună seara! Bună seara, mulțumim pentru invitație și din partea mea la mulți ani și tot ce vă doriți. Următorul invitat în premieră în platoul Audiența, domnul subcomisar de poliție Armașu Vasile, șeful Biroului de Ordine Publică de la Poliția Municipală Giurgiu. Bună seara! Mulțumesc de invitație și la mulți ani și din partea mea. La mulți ani și, nu în ultimul rând, domnul comisar șef Cătălin Bonteanu, șeful Serviciului Rutier. Bună seara, domnilor! Să dăm start frumoasei emisiuni, pentru că, iată, așteaptă giurgiuvenii noutăți de la dumneavoastră. Nu știu dacă sunt chiar noutăți, dar utile sunt, sigur. Dar știu că aveți și noutăți. Păi, așa, o întrebare pentru toți, pentru dumneavoastră. Cum a fost perioada sărbătorilor? Pentru că atunci se întâmplă multe lucruri prevăzute, dar și neprevăzute. Domnule Bătrânache... Perioada sărbătorilor, să spun, din punctul de vedere al Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității și prin prisma analizelor care s-au făcut, a fost o perioadă liniștită. S-au desfășurat o multitudine de activități preventive pe toate liniile de muncă, fapt ce a condus la o stabilitate și la un nivel de responsabilizare a populației. Deci populația și-a dat seama de urmările ce pot avea loc ca în această perioadă și s-a conformat cu ceea ce, cu mesajul nostru pe care l-am transmis cu ocazia activităților desfășurate în teren, atât la nivelul municipiului Giurgiu, celor două orașe, cât și la nivelul comunelor județului Giurgiu. Da, sună bine, sună frumos, într-adevăr, așa am perceput și eu lucrurile și cred că fiecare giurgiuvean. Însă liniștea noastră a însemnat și liniștea noastră sau dumneavoastră ați fost mai constrâns, să zicem, de evenimente din această perioadă, astfel încât să resimțim noi această liniște, domnule Bratu? Din punctul nostru de vedere, nu putem spune că a fost o perioadă liniștită, ba din contră, a fost una chiar foarte aglomerată, având în vedere că în această perioadă, când toată lumea își dorește sărbători liniștite și fericite, noi suntem obligați să intervenim și să le asigurăm acea liniște de care au nevoie. La nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu au fost organizate foarte multe activități reactiv-preventive înaintea acestor sărbători, cu sprijinul colegului de la întregului Birou de Analiză și Prevenirea Criminalității. Au fost făcute foarte multe informări la nivel județean cu privire la responsabilitatea populației în vederea păstrării bunurilor și nu numai, în vederea prevenirii tuturor faptelor ce s-ar putea produce în perioada asta sărbătorilor, fie dacă discutăm de sărbătoarea Crăciunului, fie dacă discutăm de sărbătoarea Revelionului. Cert este că întreg Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu a fost activ, a fost la vedere, ne-am dorit foarte mult ca cetățenii să se simtă în siguranță. Am acționat în toate punctele care le cunoșteam vulnerabile, ne-a ajutat foarte mult experiența anilor precedenți, unde au fost câteva probleme, gen diferite scandaluri în perioada anului nou sau fie la restaurante, fie la diferite locații private, motiv pentru care, din punctul nostru de vedere, putem spune că în acest an Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu
a fost atât de bine ancorat încât a fost poate cele mai liniștite sărbători din ultimele 5 ani ai județului Giurgiu. Da, chiar cred că și la nivel național, dacă ne uităm, la fel nu au fost atâtea evenimente deosebite cum au fost și în alți ani. Cred că cetățenii au devenit mai responsabili, au început să înțeleagă mesajele noastre transmise în teritoriu și, drept urmare, noi considerăm că ne-am atins obiectivele stabilite. Schimbarea începe cu noi. Da, într-adevăr, așa este. Domnule Armașu, spunea domnul Bratu, pomenea puțin mai devreme despre puncte vulnerabile. Dumneavoastră răspundeți de ordinea publică din municipiu. Care sunt punctele nevralgice, să spun așa, în Giurgiu? Este pentru prima dată când un reprezentant al Poliției Municipale este în platou și o să vă cam exploatez în seara asta. Nu e nicio problemă. Situația operativă sau infracționalitatea de municipiul Giurgiu cu greu poate îndeplini condițiile sau se poate numi sau să o ridicăm la rang de fenomen. Municipiul Giurgiu se confruntă cu, din fericire, cu infracționalitate mică, scăzută. Cu grad de risc mic, dar cu un pericol social scăzut, ca să putem, cum să spunem așa. Cum, limbaj neacademic, găinării? O mică criminalitate, mică infracționalitate, plecând de la conflicte, scandaluri, bătăi minore, loviri. Nu avem fapte cu violență mare, spargeri de locuințe multiple, furtă de mașină. Avem infracționalitate de vitrin, cum îi spunem noi, infracționalitate mică. Un grad de siguranță ridicat, din fericire pentru noi giurgiuveni. Dar dacă ne raportăm la alte municipii, fie că mai mari, că până la urmă știți, și personalul polițienesc este proporțional cu populația, nu? Da? Este o observație pertinentă, asta este. Nu putem să spunem, domne, noi suntem puțini și de aia suntem mai liniștiți. Nu, poate chiar munca de prevenire se vede și așa mai departe. Dar dacă ne la rata infracționalității, cum ne poziționăm față de alte municipii? Tocmai ce spuneam, infracționalitatea municipiului Giurgiu nu se manifestă atât de virulent în comparație cu alte municipii. Asta a spus-o în comparație cu altele, da. Cu alte municipii. Eu nu vă ascund faptul că sunt în Giurgiu de aproximativ 7 luni, vin de la Târgoviște și știu foarte bine infracționalitatea de acolo, care este mult mai diversificată, mult mai amplă, cuprinde un spectru mai mare de infracțiuni, întins pe toată perioada zilei, toată perioada săptămânii, pe toate zonele, probabil. Giurgiu, din punctul ăsta de vedere, prezintă un grad de siguranță mai mare. Da. Și aici un merit important îl are, fără doar și poate, munca polițistului. Și am ajuns la circulație. Așa, suntem la începutul emisiunii. Cum a fost perioada sărbătorilor pentru poliția rutieră? Am văzut echipajele, am văzut filtrele. Din fericire, pe arterele rutiere din județul Giurgiu nu au fost înregistrate evenimente deosebite. Asta, după cum ați spus și dumneavoastră, prin prezența noastră, număr mai mare, am fost mai activi în trafic, dar și datorită dumneavoastră, prin emisiunile care le faceți, pentru activitățile prezentate în, și toți telespectatorii văd, au fost niște sărbători liniștite și pentru noi, în sensul că nu am avut foarte multe evenimente, cu toate că am fost la serviciu, dar și pentru conducătorii auto care au circulat în siguranță. Domnule Bontanu, și ca să vedeți că TV Giurgiu este preocupat permanent de fenomenul acesta rutier, aș vrea să vizionăm două materiale. Primul, apoi îl discutăm, urmat de cel de-al doilea, legate de, nu știu, cred că dumneavoastră aveți răspunsurile, dacă avem materiale.
Din cauza lipsei parcărilor sau din dorința de a fi cât mai aproape de destinație, mulți conducători auto își parchează mașinile pe trotuare, unde, în foarte multe cazuri, sunt lăsate cu orele. Astfel de situații se întâlnesc de obicei în cele mai aglomerate zone ale orașului, dar și printre blocuri, acolo unde spațiile de parcare sunt insuficiente. Acest trotuar, situat în imediata apropiere a pieței centrale, este ocupat în permanență de autoturisme. Practic, unui pieton care circulă pe aici este imposibil să pășească pe trotuar, așa că trebuie să meargă pe carosabil. Astfel de situații s-ar putea să nu le mai întâlnim în viitor, pentru că la Senat este depus un proiect de lege care își propune să sancționeze dur șoferii care parchează pe trotuar și nu lasă spațiu liber de cel puțin 2 metri pentru pietoni. Proiectul de lege depus la Senat de parlamentarul liberal Valeriu Todirașcu prevede că administratorul drumului public poate permite oprirea, staționarea sau parcarea unui vehicul pe trotuar, parțial ori total, numai cu respectarea marcajului și numai dacă rămâne liber cel puțin un culoar de minimum 2 metri lățime înspre marginea opusă părții carosabile destinat circulației pietonilor. În expunerea de motive, senatorul susține că deplasarea pietonilor și persoanelor cu dizabilități care utilizează cărucioarele cu rotile a devenit un calvar din cauza autovehiculelor staționate sau parcate pe trotuare. Mai mult, spune parlamentarul, pietonii, inclusiv copiii însoțiți sau nu de părinți, ajung din acest motiv să meargă pe partea carosabilă a drumurilor publice, supunându-se astfel riscului unor grave accidente. Da, un material realizat de colega mea, Nicoleta Pană. Ce părere aveți, domnule Bonteanu? Niște imagini, așa, astăzi fiind că s-a pomenit despre acest proiect de lege inițiat de un parlamentar. Iată că au ieșit colegii în teren să filmeze cadrele, așa cum se procedează la fiecare știre. Deci nu sunt niște cadre căutate. Știți că astea sunt imagini obișnuite din orașul nostru. De ce credeți că procedează șoferul, nu doar giurgiuvean, în București cel puțin este calvar, dar aici din ce cauză se întâmplă aceste lucruri? Fie din lipsa parcărilor, eu consider că nu sunt suficiente parcări, dar și cauza indisciplinei conducătorilor auto, pentru că ar găsi totuși o modalitate să nu blocheze circulația pietonilor pe trotuar. Noi acționăm în acest sens, în principiu Poliția municipiului Giurgiu împreună cu poliția locală din Giurgiu se acționează pentru disciplinarizarea acestor conducători auto, dar da. Orele de vârf. Acum vă întreb și eu, bine, am văzut acolo un Cielo așa pus, cred că s-a chinuit să ocupe toată lățimea trotuarului. A fost parcă o aroganță. Exact, dar ce vă spuneam? Indisciplina acelui conducător auto. Dar cu locurile de parcare cum stăm? Aici este problema primăriei, se fac studii și ar trebui ca la numărul de autoturisme înmatriculate în municipiul Giurgiu, dacă ținem cont că și localitățile limitrofe vin în cursul zilei către oraș, ar trebui să facă un număr de parcări proporțional cu numărul acestora. Așa este. Foarte puține locuri de parcare. Vin mesaje de la telespectatorii noștri, iată un prim mesaj. Eu unul vă felicit pentru faptul că anul ăsta nu au mai pognit debilii cu petarde în halul în care o făceau în alți ani. Pot spune că a fost chiar liniște. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, a fost liniște. Altcineva spune, vă rog să faceți o propunere. Să rețineți acest mesaj. Vă rog să faceți o propunere la primărie pentru semaforizarea trecerii de pieton de la Maiorescu. Este jale, mai ales în perioada școlii. Se fac cozi de mașini până la primărie și puștii se fâțâie dintr-o parte în alta. Școală și aurmerii fără întrerupere. Mulțumesc. Acum, nici pe puști nu putem să-i ține. Cred că este o idee bună de la telespectatorul nostru. Am fost deopotrivă și pieton pe acea trecere, dar și șofer. Și într-adevăr, ce părere aveți despre această propunere? V-ați gândit până acum sau este o propunere pe care o veți duce în fața municipalității? Da, se va face această propunere. Au mai fost propuneri făcute și, după cum ați văzut, pe șoseaua București s-au făcut anumite alveole. Au fost iluminate,
Sigur, vom face o propunere și pentru acolo această... Acolo este vorba de, de flux. De fluxul elevilor, da, dintr-o parte în alta, da, da, exact. Altcineva spune, cei care fac aceste mici găinării și dese când vor fi ridicați? Nu putem merge la serviciu din cauza lor. Vă rog să reveniți cu amănunte dacă, dacă este posibil. La, la ce vă referiți? La, probabil vi s-a întâmplat ceva și aveți prilejul să, să vă faceți ascultat. Da. Domnule Bratu, și-a atins, așa, trăgând linie, și-a atins poliția giurgiuveană obiectivele stabilite, dacă ne referim la 2015? Da, din punctul nostru de vedere, poliția giurgiuveană și-a stabilit niște priorități la începutul anului 2015 și în proporție de 90% ceva la 98% și-a atins aceste obiective. Ba, poate neașteptate. Cu toate că am fost îndrăzneți atunci, eram conștienți că e destul de greu să le atingi, având în vedere situația operativă din anii anteriori. Dar cu o mobilizare exemplară a tuturor structurilor din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului Giurgiu, aceste obiective au fost atinse și, după cum bine a spus și telespectatorul, cu privire la acele petarde care au mai auzit ca în anii precedenți, și acest fapt se datorează tot acestei mobilizări a tuturor structurilor, astfel încât pe final de an au fost constatate undeva la 8 infracțiuni la legea 126 pe 1995, fiind cercetați tot atâtea suspecți, un număr de 8, organizându-se un număr de 36 de acțiuni numai pe acest tronson, pe acest obiectiv. Nu a acționat doar Biroul de Analiză Prevenire sau doar municipiul sau doar Serviciul de Ordine Publică. Nu, toate structurile au făcut un front comun împotriva tuturor acestor obiective, tuturor acestor fapte pentru a-și atinge obiectivele stabilite. După cum s-a observat, nu au mai existat acele pognitori din noaptea Revelionului, nu am avut niciun caz de accidentare ca urmare a folosirii acestor articole pirotehnice, ceea ce ne-a bucurat foarte mult. Și totodată, dacă discutăm de fapte penale comise în perioada asta a sărbătorilor, am constatat că, afară de una, două fapte mărunte comise în 51 de comune și două orașe plus un municipiu, pentru noi a fost îmbucurător. Da, a fost un sacrificiu din partea tuturor colegilor. Eu personal țin să le mulțumesc tuturor și mulțumesc chiar și cetățenilor, pentru că și dumnealor, exact cum spuneam la început de emisiunii, presupunem că au luat acele măsuri care noi i-am îndrumat și poate că au dus la aceste rezultate, dar cert este că, trăgând linie la 12 luni în anul 2015, am constatat o scădere a infracționalității pe toate palierele. Am avut mici scăpări, trebuie să ne le recunoaștem și pe acestea, undeva la faptele de loviri și alte violențe. Putem spune că sunt loviri și alte violențe mărunte, gen cineva a dat o palmă sau soțul a bătut soția. Sunt fapte care suntem obligați să le înregistrăm, suntem obligați să acționăm conform prevederilor legale, să propunem o soluție legală prin unitățile de parchet. Asta ar fi un obiectiv care nu l-am atins în anul 2015. Dar eu cred că, având în vedere cele întâmplate, suntem în măsură să intervenim și pe acest palier ca să nu avem, să nu scăpăm situația de sub control. Felicitări Poliției Giurgiu pentru activitatea depusă până acum și fie ca anul ce a început să aducă numai realizări. Succes! Un mesaj de la telespectatorii noștri. Domnule subcomisar Armașu, dumneavoastră în munca operativă primiți sau colaborați cu alte structuri, cum ar fi poliția locală, da? Cum se realizează și cât e de fructuoasă această colaborare cu Poliția Locală Giurgiu? Colaborarea cu Poliția Locală se face ca peste tot în baza unui protocol
care nu vă ascund faptul că la momentul ăsta este în procedură de actualizare pentru anul care tocmai a început. Din nefericire, anul trecut am avut niște dispoziții interne pe latura de menținere a ordinii publice, care ne-a limitat oarecum activitatea de cooperare cu dumnealor în ceea ce privește activitatea mixtă, polițist, polițist local. Dar la nivelul municipiului Giurgiu, activitatea de cooperare cu poliția locală este una foarte bună. Dumnealor au în responsabilitate o zonă destul de importantă a orașului, atât ca întindere, ca suprafață, ca populație, automat ca și infracționalitate. O zonă care o gestionează destul de bine și de care suntem mulțumiți până la un moment dat. Să nu uităm că poliția locală este o forță complementară a Sistemului Național de Ordine Publică. Consecința au niște atribuții limitate prin lege și automat dumnealor desfășoară niște activități până la un punct. De la un punct încolo le preluăm noi. Când trebuie să se adreseze cetățeanul polițistului local, unde este acea limită și de unde trebuie să se adreseze poliției naționale? Poliția locală are atribuții mai mult în ceea ce privește faptele sau până la latura contravențională a faptelor. Deci, automat, ce a trecut către infracțiune vine la poliția locală, vine la poliția națională. Dar acum știți cum e sub imperiul stării de fapt mai speciale, mai deosebite, cetățeanul poate nu discerne, stai că asta e penală, nu e penală, pe cine... Polițistul local va ști ce să facă dacă va fi anunțat sau dacă va lua cunoștință. Da, deci știe ce are de făcut, imediat direcționează știe către dumneavoastră. Știe foarte bine ce competențe are, limitele care țin, da. Știe ce are de făcut în cazul Dar nu în care spune, nu e de competența mea, pleacă de aici, nu descurcă. Nu este de competența mea, ne anunță pe noi. Mergem mai Am departe. Am înțeles. Da, înțeleg că aveți o bună colaborare. Vreau să vorbim nu, puțin. Bună, avem o foarte bună colaborare și poliția locală Giurgiu chiar desfășoară și chiar este foarte activă la nivelul municipiului. Mai ales pe latura de asigurare, acolo la adunări publice. Ați văzut că i-ați văzut tot timpul la adunări publice, la... Se mobilizează exemplar, am văzut. Își fac foarte acolo bine treaba și sunt foarte activi. Vă spun, am văzut localități sau chiar și municipii unde sunt, unde poliția locală își văd de treaba lor, poliția națională își văd de treaba lor, sau la alte orașe mai micuțe unde, din cauza bugetului insuficient de personal, nu poate realiza o cooperare cu poliția locală. Nu e cazul la... Da, așa este. În alte localități nu au nici echipament. Prestează civil, așa, pe unde pot. Ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Bătrânache, nu știu, dumneavoastră și domnul Bratu, vreau să îmi povestiți puțin, să ne povestiți, să ne spuneți despre târgul de la Călugăreni. Ca multe lacrimi au curs acolo, după bani, după carne, după... în perioada sărbătorilor. Haideți că încep eu și îl las pe colegul meu. Vă rog. Să... Deci, în perioada... și vreau să fac o precizare în completarea celor ce spuse de domnul inspector principal Bratu. Deci, activitatea de prevenire este unul dintre vectorii principale ai muncii de poliție. Fapt pentru care nu numai biroul de analiză și prevenire a criminalității desfășoară activități preventive. Fiecare polițist din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, lucrătorii de la posturile de poliție au obligația și au în fișa postului desfășurarea activităților preventive în cadrul muncii de poliție. Pe perioada sărbătorilor de iarnă, în special, activitatea biroului s-a focalizat și pe zona Călugăreni. S-au fost desfășurate împreună cu lucrătorii secției de poliție Călugăreni, cu Serviciul de Ordine Publică și Biroul Poliției Municipiului Giurgiu, de Biroul Poliției Urbane, activități preventive prin care cetățenii au fost informați cu privire la consumul de carne, modul de cumpărare, comercializare. Mulți au înțeles, mulți, știți cum, românul... Da, am văzut la TV Giurgiu niște știri realizate, am
Și televiziunile naționale au preluat subiectul. Văzut oameni care plângeau după bani, adică au rămas și fără bani și fără carnea de pe masa de Crăciun. Noi am încercat să-i conștientizăm de fiecare dată, să aibă grijă de unde cumpără, să-și aleagă, să meargă într-o hală autorizată, în Giurgiu. Dar nu era mai simplu, iertați-mă că vă întrerup, până omul ăla, acum știți, ignoranță, nu știu cum să o numesc, instruire individuală, omul se duce și cumpără, că ăla poate e venit de la adunații Copăceni, de unde nu cumpără cu bon fiscal, nu e obișnuit cu bon fiscal. Acolo la intrare în târg, un filtru foarte serios. Adică nimeni nu vine cu carnea fără documente. Vă rog, domnule Brad. Da, având în vedere că am coordonat, am condus personal foarte multe activități în perioada asta în zona Călugăreni și nu numai, să nu înțeleagă cineva că a avut poliția giurgiuveană ceva doar cu târgul Călugăreni. Nu, dar acolo se desfășoară comerțul. Am desfășurat activități în cele trei târguri consacrate ale județului, Dobreni, Călugăreni și Bolintin Vale, și având în vedere istoricul comunei Călugăreni, care toată lumea știm că da, acel, se concentrează la poarta cetățenilor asta. Există porcul tranșat, da, pe carcasă, pus pe șpalier, cum se numește la acolo, poarta, la poarta cetățeanului. Da, da, exact. La deci știm foarte bine, așa a fost și porcul. An de an. Anul acesta ne-am mobilizat exemplar, am solicitat sprijin de la Poliția Municipiului Giurgiu și l-am primit cu efective din cadrul Poliției Municipale, efective din cadrul Poliției Secției Călugăreni și nu numai. În fiecare zi am avut un dispozitiv creat pentru a preveni aceste fapte, în sensul de a conștientiza cetățeanul că nu are voie să cumpere în acele condiții, a conștientiza cetățeanul care comercializa acea carne că este interzisă activitatea respectivă. Am mers până într-acolo încât opream la fiecare cetățean care era cu acea plancardă sau ceva la poartă unde vând porc sau ceva de genul ăsta, în care îi explicam, domnule, e interzis, e sancționat de lege, nu ai dreptul. Vă spun sincer că din punctul nostru de vedere putem spune că a avut un rezultat pe care ni-l doream, în sensul că anul acesta nu am mai văzut acea carne atârnată la poartă. Chiar dacă unii cetățeni au fost nemulțumiți, unii corect, asta vă spunem sincer că și noi, înainte de a fi polițiști, suntem oameni, am conștientizat această situație, dar am mers într-acolo încât spuneam cetățeanului și cel care venea câteodată să intre cu mașina să cumpere, domnule, vă rugăm frumos, nu aveți drept, dacă veți fi găsiți, se confisc. Trebuie să rețină cetățeanul că noi am urmărit combaterea acelui fenomen de a veni cu poși din altă parte, sacrificați în comuna Călugăreni, unde știe că se cumpără, se comercializează ușor carnea, și apoi din alor să o valorifice în condițiile respective. Din păcate, într-adevăr, a avut de suferit și acel cetățean care a avut un porc în gospodărie și l-a crescut un an întreg și a încercat să-și valorifice în această perioadă. Dar trebuie să înțeleagă telespectatorii că activitatea noastră a urmărit combaterea acelui fenomen de achiziționare a porci din alte zone și aducerea acestora în zona Călugăreni în vederea comercializării. Pot să vă spun că personal am constatat cetățeni care locuiesc în comuna Călugăreni și datorită faptului că nu puteau valorifica carnea pe partea stângă a direcției de mers București-Giurgiu, plecau cu carnea după acea parte, veneau pe partea dreaptă să le fie la îndemână când venea cetățeanul de la București să o vândă imediat ca să poată să o cumpere de la dumnealui. Undeva dumnealor au dreptate, pentru că într-adevăr au și ei o activitate, o îndeletnicere în care vor să obțină un venit, dar am avut discuții și cu autoritățile locale din comuna Călugăreni și am explicat că trebuie găsit o cale legală de a constitui fie un abator, fie o zonă unde să poată fi comercializată conform condițiilor și conform prevederilor legale, astfel încât și dumnealor să-și poată vinde marfa în condiții normale, iar noi să nu mai fim arătați cu degetul și să fim exact, prezentați la televizor ca și cum noi nu putem, nu facem nimic și suntem, nu suntem imposibilitatea de a lua ceva. Acum știți, presa speculează ce așa mai este spectaculos. Așa este. Dumneavoastră v-ați făcut treaba, dar vă întreb, da, e clar că v-ați făcut treaba. N-ați manifestat un exces de zel?
Din punctul meu de vedere, care vă spun aproape zilnic, am fost acolo, cred că am dat dovadă de foarte... Aveți voie să spuneți din potrivă. Nu, vreau să spun că am dat de foarte multă înțelegere, în sensul că personal vă spun, am avut discuție cu un cetățean din Călugăreni, în care exact asta îmi spunea, am găsit un băiat al dumnealui în care tot așa oferea, domnule, te rugăm frumos, nu mai ai dreptul. Și dumnealui, și dumnealui i-am spus o dată de două ori, după care am discutat și am ajuns la tatălui, era, avea 18-19 ani și făcea domnul polițist, vă rog frumos, uitați, mi explica, am porcola și porc. Noi vă înțelegem și noi suntem oameni, dar legislația nu permite și pe noi ne obligă să aplicăm legea. Nu poți să treci cu vederea, știți, e X sau Y sau nu știu, n-ai cum, trebuie să aplici legea pentru toți. Le-am explicat, sperăm că autoritățile locale de acolo să găsească o soluție pentru acești cetățeni, astfel încât să-și valorifice și dumnealor produsele din carne, carnea, dar în condiții legale și să nu avem nici plângeri, un cetățean își cumpără, a fost păcălit la cântar. În condiții legale nu ar mai fi asemenea probleme. Da. Iată o întrebare frumoasă. În Giurgiu, când vom avea parcări subterane? Omenirea evoluează. Cred că glumește cu noi telespectatorul. Da, am auzit că la anul. Glumesc, desigur. Cineva spune, doamna, aduceți-vă aminte de știrea despre românii arestați în state. Iertați-mă, nu pot să... Amintiți-mi dumneavoastră. Da, nu mi-amintesc în momentul ăsta, nu știu la ce vă referiți. Vreau să mergem către domnul Bonteanu și să ne spuneți câte ceva așa. Suntem pe la jumătatea emisiunii, dar vreau să, pe scurt, un bilanț al accidentelor rutiere de anul trecut. Anul trecut s-au produs 94 de accidente grave pe raza județului Giurgiu. 90 grave înseamnă, grave cu... înseamnă cu persoane rănite grav sau decedate. Soldate cu 30 de persoane decedate și 78 de persoane rănite grav. Sigur, par multe accidente, dar am reușit să scădem numărul acestora cu 5% față de anul trecut. Trebuie să știe telespectatorii că reducerea numărului de persoane decedate din accidente rutiere este o normă europeană și noi ne înscriem în Uniunea Poliției Rutiere de la nivel european, respectăm un calendar de activități și consider că ne-am îndeplinit obiectivul în acest sens. Sigur, mai este mult de făcut, dar cred că anul acesta, cu o prezență mai activă, cu o prevenire mai mare, putem să ne înscriem în trendul descendent al accidentelor. Ne-am întors la subiectul serviciu rutier și vreau să vizionăm împreună cel de-al doilea material realizat de colegii mei. Conducătorul unui autovehicul cu volanul situat pe partea dreaptă va putea conduce pe drumurile publice numai dacă a urmat cursuri suplimentare de pregătire cu o durată de minim 20 de ore pentru o astfel de mașină sau dacă posedă permis de conducere obținut într-un stat în care circulația se desfășoară pe partea stângă, se arată în proiectul de lege. Conducerea în alte condiții constituie contravenție și se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a treia de sancțiuni și cu retragerea certificatului de înmatriculare. Circulația mașinilor cu volanul pe partea dreaptă va fi supusă unor reguli speciale dacă proiectul de lege va fi aprobat de parlamentari. Așadar, șoferii vor fi nevoiți să facă ore suplimentare, 20 de ore de șofat cu o mașină care are volanul pe dreapta, asta numai în cazul în care nu și-a obținut permisul într-un stat în care se circulă pe partea stângă. De asemenea, mașinile trebuie dotate cu oglinzi care să permită vizibilitatea șoferului pe partea din față, stânga. Autovehiculul cu volanul situat pe partea dreaptă va putea fi condus pe drumurile publice numai dacă are montat un sistem corespunzător de oglinzi, care îi asigură conducătorului vizibilitatea în partea stânga față, mai este stipulat în proiectul de lege. Dacă acesta va fi adoptat, cei care doresc să intre în România cu mașini ce au volanul pe dreapta vor putea achiziționa oglinzile speciale la intrarea în țară, prin agențiile de încasare a taxelor CNADNR sau prin intermediarii cu care CNADNR a încheiat convenții în acest scop. Domnule Bonteanu, nu știu, sau poate fiind bărbați, ați avut prilejul să șofați, să circulați cu mașină
cu volanul pe partea dreaptă. E ceva special, eu nu am șofat, dar mă gândesc că dincolo de faptul că vizibilitatea circulând pe partea dreaptă nu e tocmai una potrivită, normală, optimă, și dexteritatea, bine, sunt milioane de șoferi care folosesc astfel de mașini în Australia, în Anglia și așa mai departe, dar nu știu cum dezvolți abilitatea asta cu schimbarea vitezelor cu mâna stângă. Dincolo de asta, legislația actuală nu reglementează în vreun fel circulația. Permite înmatricularea autovehiculelor cu volan pe partea dreaptă. Mi se pare normal. Văd că e un proiect de lege, dacă se va aproba, atunci vom lua măsurile cuvenite. Deocamdată este permis așa ceva. Din experiența dumneavoastră, au fost multe mașini de acest tip implicate în evenimente rutiere nedorite? În accidente cu vătămări corporale nu, dar în accidente cu pagube materiale, tamponările, cum le știu românii, da, au fost. Sigur, totul e pe invers, cum s-ar zice, iar cea mai mare problemă este la efectuarea manevrei de depășire, pentru că trebuie să pleci să efectuezi manevra de la o distanță mult mai mare față de autovehiculul din față, pentru că altfel nu poți să te asiguri. Nu vezi ce-ți vine din sensul celălalt. Da, Doamne ajută să se legifereze într-un fel și acest aspect, dar și cel cu parcările pe care l-am văzut în primul material, pentru că da, în aceeași măsură să fie constrânsă cumva și municipalitatea să asigure locuri de parcare proporțional cu numărul de mașini. Da, da, spune cine, revine telespectatorul cu mesajul. Doamna, aduceți-vă aminte, da, era incomplet mesajul. Aduceți-vă aminte de știrea despre românii arestați în state pentru tăierea unui porc la ei în curte. Din rechizitoriu a rezultat că încălcaseră 6 legi sanitare federale și alte 5 legi statale privitoare la cruzimea împotriva animalelor. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Păi, da, îmi dau seama ce înseamnă. Ceea ce discutam, suntem români. La noi jumătate de Românie s-a pozat că l-are pe porc, adică despre ce vorbim. Aș interzice tradiție, dar mi se pare prea mult. Poate am plecat de prea mult timp de la țară și telespectatorul ne-a ajutat să realizăm că avem totuși nu am exagerat cu nimic în a ne implica și a încerca să eradicăm acest fenomen. Da, da, da. Deci chiar eram pe mine, personal. Mă uripilează acele fotografii cu copilașii de 3 ani, selfie pe porc, adică cu, nu știu, Facebook-ul ăsta, cum nu interzice. Da, am vorbit și despre mașinile cu volan pe partea dreaptă. De asemenea, vreau să vă întreb care sunt obiectivele poliției giurgiuvene, da? Și aici mă refer la poliția rutieră, dacă vine vorba de 2016. Cum v-am spus și mai înainte, principalul obiectiv este reducerea accidentelor rutiere și mai ales scăderea numărului de persoane rănite sau decedate din aceste accidente. Vă concentrați mai mult decât anul trecut pe munca de prevenire? Clar. Radar. Pentru că este una din pârghiile care duc către realizarea acestui obiectiv. În colaborare cu celelalte servicii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție și în principal cu Serviciul de Ordine Publică și cu Biroul de Prevenire, vom desfășura mai multe activități și prin intermediul dumneavoastră, astfel încât participanții la trafic să conștientizeze riscul la care se expune dacă încalcă regulile de circulație. De asemenea, în care sunt obiectivele din perspectiva dumneavoastră a Serviciului de Ordine Publică pentru 2016? Pentru noi, ca și obiective primordial, principal, va fi creșterea siguranței cetățeanului, care nu este doar al nostru, și este al Poliției Române în general, și creșterea siguranței elevilor, prevenirea de evenimente juvenile în zona unităților de învățământ și în școli.
Giurgiu era pe primul loc la securitatea anul trecut. Da, da, da. Putem să ne lăudăm că am avut doar 6 evenimente anul trecut în zona unităților de învățământ și majoritatea în incintă, diferite minore fapte, gen i-a aflat un telefon de la școală sau ceva de genul ăsta. Nu ne-am înregistrat cu fapte cu violență în zona unităților de învățământ și zona adiacentă, motiv pentru care acest an vom acționa în aceeași direcție. Vom continua ca la intrarea la orele de curs și părăsirea unităților de învățământ să existe polițiști, jandarmi, polițiști locali în zona unităților de învățământ, astfel încât să putem să asigurăm o securitate a elevilor și aceștia să ajungă în siguranță acasă. Așa să fie. Măcar de securitate să nu ne facem griji, că așa procesul de învățământ mai greu la Giurgiu. Da. Din perspectiva dumneavoastră, domnule Bătrânache, ce pregătiți, ce campanii pregătiți? Deci pregătim, s-au făcut propuneri pentru programele naționale către Inspectorul General al Poliției Române. Respectiv, propuneri de la Giurgiu. De la Giurgiu, da? Da. Avem 3 propuneri pe care dorim să continuăm programul privind prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor. Un al doilea program pe care l-am propus este acela de prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și al treilea, prevenirea infracțiunilor de înșelăciune. În afară de cele 3 programe propuse pentru a se derula la nivel național, urmează să mai derulăm și campanii pe linia prevenirii violenței. Dorim să continuăm campania Și tu poți deveni polițist, care începând cu luna februarie, împreună cu Serviciul Resurse Umane, o să derulăm în toate unitățile de învățământ de la nivelul județului Giurgiu, în care vom face prezentări elevilor privind profesia de polițist. Dorim ca cât mai mulți dintre elevii care absolvă liceul, clasă în special clasa 12, să se îndrepte către școlile de poliție. Ce vreau să vă întreb? Căror elevi vă adresați, din clasa a 12-a? Deci, anul trecut am marșat pe clasa 12. Acum, punctul nostru, pentru că cei din clasa 12 deja s-au stabilit un țel. Așa. Deja sunt focalizați. Da. Ei știu pe ce merg. Merg către facultate de drept, către poliție. Noi acum ne focalizăm activitățile pe clasa 9-11. Iată, asta vreau să vă spun, pentru că trebuie să le insufli de la început. Poate deveni o motivare puternică, o motivație puternică pentru ei, astfel încât să se ridice cumva nivelul, pentru că el se maturizează undeva prin clasa a 12-a. Da, știm. Revin. Știm care este nivelul la Giurgiu, da? Să știți că prin prezența și promovabilitatea la bacalaureat, astfel încât dacă dumneavoastră mergeți din clasa a 9-a și spuneți, uite ce frumos e să fii polițist, da, pentru asta trebuie să te pregătești, pentru că nu-i așa, examenele nu sunt tocmai ușoare. Cred că ajutați puțin și inspectoratul. Da, noi avem și niște filmulețe pe care le prezentăm elevilor cu profesia de polițist, modul de urmarea cursurilor în Academia de Poliție, în școlile de agenți de poliție, iar prezența noastră, efectiv, a polițiștilor, atât a noastră, celor de la prevenire, cât și a celor de ordine publică, poliția de proximitate, a celor de la subunități, poliția oraș Bolintin Vale, Mihăilești, în mijlocul elevilor, să știți că contează foarte mult. Deci au un impact foarte, foarte puternic în rândul elevilor. Ei se îndreaptă, deci percep foarte mult profesia de poliție și atunci și vin către noi cu... Da, e nemaipomenită această profesie. Să ai și cu ce, știți cum da, e. Să ai și cu ce. Da, și motivați, deși da. Logistică, motivați financiar. Să știți că prin periplul care l-am avut prin instituțiile de învățământ avem copii foarte buni, să știți. Sunt, cu toate că... Și eu zic la fel. Sunt copii foarte buni. Să știți că și eu zic la fel, că avem copii foarte, mulți, foarte buni. Doritori de a ajunge polițiști. Da.
Așa să fie. Până la urmă, e, știți cum e, la situația economică, românul caută stabilitate. Da. Și dincolo de plăcerea asta a hainei militare, a unei, a unui regim ca zonă, așa e de bon ton pentru un băiat, viitor bărbat, eu o să fiu polițist, caută maică-sa și taică-su, îi spun du-te acolo că ai un salariu, nu te dă nimeni afară, știți cum. Noi încercăm să le prezentăm și avantajele și dezavantajele și riscurile la care se expun, dar sigur și stabilitatea și... În momentul de față, la nivelul inspectoratului, avem în practică timp de 3 săptămâni 16 elevi de la școala de poliție, de agent de poliție Vasile Lascăr Câmpina, și fiind coordonatorul stagiului de practică cu dumnealor, chiar aici am plecat și îi felicitam pentru faptul că au intrat atâția. E un lucru îmbucurător pentru noi, 16 elevi la școala Câmpina, nu au mai fost de mult de la nivel de județ. De la județul Giurgiu. Motiv pentru care aceste campanii care le fac colegii și cu implicarea își tuturor... Își arată roadele. Exact. Ne bucură faptul să vedem că se îndreaptă către această profesie care a avut de suferit în ultimii ani. Nu știu dacă permite legislația, de fapt cred că nici nu interzice, nu cred că e legiferat în vreun fel acest aspect. Asta e o idee venită așa, de la un om, nu de, adică faceți abstracție că vine din partea mea. Pe cei care își doresc, pe care îi simțiți că într-adevăr își doresc, să-i luați așa în 2-3 misiuni mai ușoare, cu grad scăzut al confidențialității, să spunem așa. Cred că i-ați motivat și mai mult. Este doar o idee. Da, cu implicarea polițiștilor de proximitate. Sigur că da, sigur. Să vadă... Așa cum l-a prezentat, avem elevi în practică. Avem și la Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban 9 elevi în practică și am mers exact pe aspectul pe care spuneți dumneavoastră. I-am strâns într-o zi, am stat de vorbă cu dumnealor undeva o oră și jumătate și am încercat să trec peste aspectul de intrat în școală pentru stabilitate și să-i fac să înțeleagă că să-i aduc către profesia de polițist. Iată! Să-i fac să devină, să-și dorească să fie profesioniști. Ați simțit că pentru stabilitate s-au dus acolo? Sunt împărțiți. Am înțeles. Sunt împărțiți. Și pentru stabilitate. Dar e bine să îi faci să-și dorească, să-și faci să iubească meseria asta și să-și dorească să devină profesioniști. Da, n-ai pentru cum că... să nu iubești meseria de polițist. Eu n-am cum să iau de la capăt, dar m-aș face polițist. Da, ne întoarcem la poliția rutieră. Eu sunt foarte interesată să aflu ce facem cu iarna, domnule Bonteanu? Ce facem? Că e greu iarna. E greu. Din fericire, nu prea am simțit-o decât săptămâna trecută, 2-3 zile. Da. Cu poleiul. Cu poleiul. Ne-am încălzit așa pentru ce va urma. Sper să nu fie chiar așa de grea. Da, s-a acționat pe toate drumurile din județ. Sigur, circulația, poliția rutieră nu poate să acopere întreg teritoriul și aici ne-au ajutat și colegii de la posturi, de la secțiile de poliție, poliția municipiului. Am trecut cu bine. Din păcate a trebuit să aplicăm și câteva sancțiuni firmelor care au câștigat contractele de dezăpezire. Fie n-au acționat cum trebuie, fie n-au acționat deloc pe anumite segmente de drum, dar au înțeles că trebuie să-și facă. În ce zonă ați aplicat sancțiuni? Am avut pe DN5C Giurgiu Zimnicea și pe câteva drumuri județene. În rest, drumurile principale, Giurgiu-București, București-Alexandria, nu au fost probleme. Da, câte sancțiuni ați aplicat? Au fost aplicate 5 sancțiuni în valoare de 5200 fiecare. Da. Așa prevede legea. Sper că au simțit. Da, acum știți cum e. Exact cum ați spus, nu puteți să acoperiți întreaga arie, din păcate. Este foarte interesant, vreau să vă spun, și profit de faptul că suntem la televizor. Mergând în fiecare zi către București, observ microbuzele care transportă persoane. Deci mijloace de transport în comun, sau nu știu cum să le zic. Microbuze de persoane.
aleargă nebunește în condiții de iarnă. În condiții de iarnă. Acum nu știu dacă acel pasager călător conștientizează, ori e bucuros că ajunge mai repede, dar nu știu dacă el conștientizează la ce pericol este expus încât să-l tragă de mânecă pe șofer. Să știți că ăsta este un fenomen pe care eu îl constat, da? Și nu știu cum să conștientizeze participanții la trafic că iarna este iarnă și se circulă în condiții de iarnă. Pentru că pe DN5 tot se mai aleargă și asta cu toată munca poliției, pentru că văd și mașinile în patrulare, sunt și radarele. Câte radare sunt la nivel de județ? Câte la aparate radar aveți? La nivel de județul Giurgiu, 9 aparate radar. 9 aparate. Acționăm preventiv în combaterea încălcării regimului legal de viteză. Da, sigur. Revenim la conducătorul auto. Trebuie să fie conștient conducătorul auto și nu pasagerul. Bine, dacă îl mai trage și pasagerul de mânecă, e foarte bine. Ne poziționăm în punctele unde știm că se aleargă, dar sigur... Da. Dar n-am avut niciun accident cu un mijloc de transport public. Nu, este un lucru constatat de mine și credeți-mă pe cuvânt că nu vă mint. Acum au experiență, ce să zic, dar știți cum? Poate mașina cedează sau în orice caz exagerează. Și spun asta cu simțul răspunderii, pentru că văd, i-am și filmat și așa mai departe. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vreau să îi mulțumesc în aceeași măsură și domnului inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție, Vasile Tache, pentru faptul că de fiecare dată atunci când am dorit să aduc poliția giurgiuveană în fața dumneavoastră, a răspuns cu promptitudine. De asemenea, îl așteptăm și pe domnia sa în platou după ceasul de bilanț. Să vedem cum a fost la bilanț. Păi, vă aștept și cu altă ocazie. Ați fost și înainte de sărbători, așa cum ați promis, ați răspuns invitației și după sărbători. Așadar, am avut în platou în această seară pe domnul comisar șef Stelian Bătrânache. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Domnul inspector principal Marian Bratu, vă mulțumesc. Domnul subcomisar Armașu Vasile, vă mulțumesc. Și domnul comisar șef Cătălin Bontanu, de asemenea, vă mulțumesc. Vă aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi giurgiuvenii. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne revedem joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim. Până atunci, numai bine!